Și mi-a zis că i-a dat îngrijitoare unei femei care avea grijă de copii acolo, mai știu exact ce funcție avea, care avea o excrescență, s-a dat durei de la spital maximum și s-a vindecat. Și copilul era foarte entuziasmat și spunea că și femeia respectivă a primit ajutorul după credința ei. Ori, cred că fiecare întâlnire cu Sfinții este un examen. În sensul în care viețile voastre ale celor care veniți la această biserică pot să rămână așa cum au fost până acum, sau puteți să vă schimbați înțelegând că Dumnezeu v-a făcut un dar. Înainte de a vorbi despre Sfântul Ioan Maxim, vreau să vă spun că se poate ca Dumnezeu să vă facă darul de care nu sunteți conștienți și să vă mirați de ce nu primiți mai multă binecuvântare, că de fapt problema a fost la voi. Eu am primit mai multe sfinte moaște de la Părintele Sfânt Vârful și de la alți părinți și la un moment dat am primit o coastă de la Ioi, care a fost tăiată de un instructor în bucățele foarte mici, dar pentru că nu avea culoare de sfinte moaște, n-avea mireasă, n-am avut cine știe ce trafie și am avut o cutiuță și cine cerea, dădeam. Și așa cu inima strânsă, adică nici măcar nu puneam să mă închin eu, dar la care am avut moaștele la mai mulți sfinți, ca să nu puneam moaștele Sfântului respectiv. Am un preot din Grecia, am un preot cu viață sfântă, tot de aici s-a făcut Sfântul Efrem. S-a dus la bolnav la spital cu moaștele la Sfântul Efrem, a binecuvântat-o și bolnava care trebuia curată s-a vindecat și s-a dus vestea despre această lumea Sfântul Efrem acolo. Preotul acesta mi-a cerut o părticipă, i-am trimis o bucată din acea coastă și a zis că mai vrea încă o bucată pentru că Sfântul respectiv va izbăru până mireasă. Am zis, trimit moaștele la 10 sfinți mari, canonizați numai. Stau și eu moaște de la acesta și vă spun că mi s-a făcut rușine, pentru că Sfântul era în casa mea, de multă vreme dădeam la cine mi-a cerut preot, preot rămânătit, dar nu m-am gândit să mă închin și eu. Și mi s-a făcut rușine. Adică eu cred că dacă îl veți avea pe Sfântul Ioan Maximovici și nu o să-l cinstiți, vă va fi spre o sfântă. Am ținut o conferință în Canada și am fost urmat să țin o predică, și am rămas șocat să văd cum într-o biserică intrau moaște la Sfântul Nectarie, oamenii care se miroiau, unii se închinau la Sfântul Nectarie, alții plecau direct acasă. Și mă gândeam că, practic, așa se face împărțirea oamenilor. Înțelegeți? Din gură toți erau ortodoxi, toți aveau același duhovnic, poate, dar unii, după ce se miroiau, erau miroiți. Se închinau la Sfântul Nectarie, pentru că aveau nădejde în ajutorul Sfântului, alții plecau acasă. E foarte important să înțelegeți că e o mare dar pe care vi l-a făcut Dumnezeu prin venirea Sfântului Ioan Maximovici în această biserică. Pentru cei care știu foarte puține lucruri sau nu știu chiar nimic despre Sfântul Ioan Maximovici, am să spun câteva date biografice înainte să fac referire la câteva din minunile lui. Sfântul Ioan Maximovici s-a născut în anul 1996 din familia unui mare sfânt. Sfântul Mitropolit Ioan de Autobus, luminătorul Siberiei de Vest, cum apostol al Siberiei de Vest. Și mă gândeam că acest Sfânt, rugându-se pentru familia lui, pentru neamul lui, cu siguranța că binecuvântarea lui a atins și pe urmașii lui, și pe Sfântul Ioan Maximovici, care a fost un urmaș al său în propovăduirea Evangheliei lui Hristos. S-a născut în Harkov, pe data de 4 iunie, și a primit numele Sfântul Arhanghel Mihail la Bucăs. Mai întâi a fost elev în corpul cadeților, din Poltava, apoi a făcut cursurile școlii de drept din Harkov, seminarul teologic din Belgrad și în anul 1924 a fost filotonic citesc de mitropolitul Antonie Krakovinski, care era în cei mai cunoscuți ierarhii bisericii ruse. Între anul 1925 și 1927 a fost mai întâi profesor de religie la un liceu sârbesc, și apoi, în anul 1926, a fost călugărit prin numele de Ioan, la mănăstirea Milcov, care era un centru de rezistență duhovnicească, în care erau mulți refugiați din Rusia. Călugări trăitori, care fuseseră prigoniți și ajunseseră la Milcov. Între anul 1929 și 1934 a fost profesor la seminarul teologic din Bitola și în anul 1934 Mitropolitul Antonie Krakovinski, care era capul sinodului de rezistență procoră al rușilor din diaspora, l-a hirotonit episcop. A fost numit episcop
în Shanghai și a rămas acolo până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, o perioadă foarte grea pentru obștea ortodoxă. În anul 1946 a fost numit arhiepiscop și în anul 1949, din cauza presiunii făcute de comuniști, a fost nevoit să se retragă în America cu tot cu obștea sa, care mai întâi a stat o vreme în Filipine, în statul Bavo. În anul 1950 a fost întâi stătătorul episcopiei vest-europene, mai întâi a slujit la Paris. O vreme a slujit chiar în parachisa bisericii române din Paris. Și mă gândeam ce binecuvântare, creștinii ortodoxi români merg la liturghie și într-una din bisericile din Paris a slujit acolo Sfântul Ioan Maximul. Binecuvântând locul respectiv. În 1962 a ajuns în San Francisco, unde s-a ocupat de ridicarea Catedralei Maicii Domnului și unde a ajuns în proces civil, fiind acuzat că a furat din banii care se strânsesc pentru ridicarea Catedralei. Dacă vedeți fotografia de la procesul civil, o să rămâneți uimiți să vedeți câte fețe duhovnicești veniseră în apărarea regii, că zici că era sopor, zici că era adunare duhovnicească cei care veniseră să ia apărarea Sfântului Ioan. Și a trecut la Domnul în anul 1966, pe 19 iunie, calendarul vechi, 2 iulie, calendarul nou. A trecut la Domnul când vrea să meargă în procesiune cu icoana Maicii Domnului din curs, cu icoana Făcătoare de Mine. Eu am închis-o după la un bolnav și apoi trebuia să plece cu icoana în Canada. Sunt prea maximă, deci având de vlavie deosebită față de Maica Domnului, a și scris despre cinstirea ei, evită pe Maica Domnului și a trecut în pace în liniște. Ori Dumnezeu a rânduit ca mașele sale să rămână întregi și neputrezite. Și vă mărturisesc că de șocat am fost când un părinte Ierosimonan, care s-a dus să se închină la el, la Sfântul Ioan Maximul, ce spunea, are și fața trandafirie și e ca un om viu. Și când am văzut fotografiile, mi-am dat seama că Sfântul Ioan, de fapt, arată obișnuit, ca niște sfinte moaște. Dar mă gândeam cum pentru credința părintului respectiv, el văzut până și fața trandafirie, adică contează inima cu care vii să te închină, să te închină noi Sfânt. Mai degrabă seamănă cu moaștele părintele, ei le-a totuși cei care au stat acolo, așa sunt moaște. Eu am văzut, deci întregi. Și după ce au fost găsite din darul Dumnezeu, au fost împărțite în toată lumea, mai ales că sunt cu Ioan Maxim aici. A spus un cuvânt, s-a arătat cu moarte, deși eu am murit, sunt viu. Eu vă mărturisesc că mi-e plac foarte mult cuvintele astea pe care le-a zis și Sfântul Vasile al Ostrogului și Sfântul Serafin Sobore. Mici schimbări, dar ideea, deși eu am murit, suntem vii, asta ne spune Sfinții. Și practic n-a dat niciun rost, deși am murit, sunt viu. Da. Sfinții vor să ne întâlnească în credință, pentru că noi credem și nu credem. Adică, atunci când dăm de greutăți și de necazuri, vedem că credința noastră se împuținează. Am citit ieri o carte de dezvoltare personală, nu o carte foarte importantă, dar am rămas șocat să văd cum un tânăr scria: am cancer de când sunt mic, mi-am pierdut ochii pe la 12 ani, am avut porturile de tumori, m-au părat așa, acolo, așa, acolo, așa, acolo, așa, acolo. Și recunosc că eram șocat să văd cum un astfel de tânăr scrie, dar vă mărturisesc că în viața mea nu m-a luat deslădejdea. În condițiile care are suferințe mult mai mari decât noi. Și spuneam, când mi-am pierdut un ochi, mă bucuram că văd cu celălalt de dor mai bine decât văd oamenii obișnuiți cu un ochi și căutam ca în toate să găsesc partea bună a lucrurilor. Și mi s-a făcut rușine, pentru că mă gândeam că mulți dintre cei care sunt în fiii bisericii nu știm să ne punem nădejdea în Dumnezeu, nu știm să mulțumim Dumnezeu și nu știm să cerem ajutorul lui Dumnezeu și al Sfinților Săi. Eu vă mărturisesc că n-am apucat să pregătesc cât mi-aș dorit acest cuvânt, deși am vorbit de mai multe despre Sfântul Ioan Maxim, nici abia aseară am aflat că aici face astfel și am fost în toate să nu mă cuvânt. Așa că unele din lucruri pe care vi le zic sunt lucruri care pe mine m-au marcat ani de zile legate de Sfântul Ioan. De exemplu, intrând într-o chilie la o mănăstire de maici, în Anglia,
Maica seara să mi-a zis, zice, uite, asta e chilia Sfântului Maximovici. Zice, dar nu, nu are pat. Pentru că de fiecare dată când venea Sfântul, noi îi pregăteam pat. Și el nu dormea niciodată. Și atunci, dacă totul nu dormea niciodată în pat, i-a spus pur și simplu patul din cameră. Pentru că Sfântul Ioan dormea pe scaun, uneori dormea în genunchi. Lucruri greu de înțeles pentru noi și că mă mărturisesc că mi-e rușine să vorbesc despre Sfântul Ioan Maximovici și purta plină, grăsime, înțelegeți? Ne cunoscând crucea. Noi suntem oameni biscuiți. Noi trăim o ortodoxie comodă. Crucea noastră este fictivă. Dacă ne uităm la Sfânt, ne dăm seama că e cu adevărat la o ales pe Hristos. Ori posturile noastre, a fost acum postul Sfântul Apostol, ce post am? Că n-am mâncat de toată, ploie, ce ce. Țigări de post, dacă ar apărea, cred că s-ar face tot ce vor oamenii. Mă refer la următor, că ei până și în postul să fumeze. Dar posturile noastre nu sunt posturi, pentru că noi, de fapt, trăim fix ca în Evanghelie. Marco, Marco, Maria, partea cea bună și ales, care nu se va lua de la ea. Iar noi suntem cu partea Martei și ne încăpățânăm să rămânem cu partea Martei. În timp ce sunt prea Maximovici, la mulți fiind din vecine, au ales partea Mariei, partea nevoinței adevărate. Povestea cineva, când am dat, vorbea Sfântul Ioan Maximovici cu cineva la telefon, era obosit. Sfântul Ioan Maximovici a pus telefonul în furcă și Sfântul vorbea în continuare. Înțelegeți? Din lui legile firii, pentru că atunci când închizi un telefon, vreau telefoanele vechi, fir, dacă le-ai pus în furcă, gata, s-a terminat. Atunci Sfântul Porfirie a vorbit cu moartea ta pe cineva, a vorbit și l-a mai zis, să nu te zmintești, dar eu am trecut la Domnul. Persoana mea că verifică, sunt umuristic. Dar aceștia sunt Sfinții și aceasta este ortodoxia vie, ortodoxia adevărată. Evident că noi nu ne apucăm acum să dormim în picioare sau pe scaune. Este foarte greu să știm să ne folosim de pielea Sfinților. Sfântul Ioan Iustin Popul îi zicea așa că noi trebuie să căutăm în viețile Sfinților modele de care să ne folosim în viața pe care o ducem. Și de asta când citești de un Sfânt de mult pentru Hristos, cum a fost Sfântul Ioan Maximovici, este dificil să știi ce să trăiești în viața ta. Dar măcar să ne aprindem de focul lui. Să ne aprindem de râvnul la vedeți ca seama, el era și mergea de spus pe stradă. Și pentru că mulți nu înțelegeau cum un episcop era în Franța și mergea pe străzile Parisului de spus. Au vorbit cu un ierarh, cu un curit, care dea scrisoare, poate să se folosească de pantofi, să primit o pereche de pantofi. Și Sfântul ce făcea? Mergea cu pantofii cu brață. Și mitropolitul i-a scris, ți-am spus, trebuie să vedem din istoria de lumii, te folosești de pantofi. Și Sfântul Ioan Maximovici a spus, da, eu am ascultat, da, m-am folosit de pantofi, și nu a spus timpul. Și mergea cu ei cu brață. Ori, așa cum tinerii, copiii, copiii după sutienele lor, mai trebuie să înțelegeți că Sfântul Ioan Maximovici a fost un supereroar credinții, cu adevărat. Îmi făcuse în părintele Serafimul de Castelnatul Finicească și pusese acolo o fotografie cu mare apă, din Rusia Parcă, și scria The Real Superman. Ca să înțeleagă americanii că există supermenii de noi, există supermenii cum a fost Sfântul Ioan Maximovici, care a părintele Serafimul de Astea și ce fost strângă minunii. Suntem Maximovici era de retăigonită, i s-a spus părintele Serafim, lăsați-l să moară, nu mai scrieți nimic acum. După ce moare, puteți scrie ce vreți, puteți inventa orice lucruri. Pentru că oamenii slavi în credință se îndoiesc. Sunt eu Maximul Cuiș, n-a fost prigonit doar de mine. Prigonit și de slujitoare biserici. La un moment dat, un preot l-a atacat în predică, că sunt eu în ișate, scorpion și sunt tot ceea ce nu zicea nimic. Exact ca sunt un nectare de nimic, care și la venirea în Grecia, la un dat, și au început să nu pui de oameni din biserică. Pentru că Sfințenia nu are clopoței. Unii îi iubesc pe Sfinți, alții îi prigonesc pe Sfinți. Problema e că după ce Sfântul a ajuns în Sinaxare, este ușor să cinstești. Întrebarea e cum te purta cu Sfântul de lângă tine. Adică uitați-vă, a trecut la Domnul Părinte Cătunin Curcu și vă întreb. Câte interviuri pe el a făcut în timpul vieții la posturile de televiziune?
aproape deloc. A fost ignorat cât s-a putut. De ce? Pentru că Părintele Justin a fost în felul nebun pentru Hristos, dând mărturia cea bună împotriva înțelepciunii veacului acesta. Dacă iubim pe Sfântul Ioan Maxim Stici, să încercăm să ne hrănim din sfințenia lui. Din iubirea lui pentru Hristos, iubirea lui totală pentru Hristos, iubirea lui de aproape. Pentru că altfel o să ajungem în iad. Mulți părinți, maici, sfinți, au vedenii care au văzut mulți ortodoxi, preoți, călugări, ierarhi în iad. Nu sunt povești. Vedeți atâtea relatări, altuneva, pentru păgâni eretici și atei. Adică se poate ca noi să ducem o viață creștină superficială. În timp ce sfinții ajung făcător de minuni purtând o cruce, o cruce foarte grea. Dar ne place că Sfântul Ioan Maximovici, prin rugăciunea alungată ai cruce. Ne place. Dar nu ne place când era bagiocorit. Nu ne place când era unit. Dați-vă seama, el care mergea de scurt, să ajungă în proces civil ca fără banii bisericii. E absurd. Și totuși așa este. Numai că pe de o parte erau primăritorii, de cealaltă parte erau ucenici. Am cunoscut o femeie care mi-a povestit că în China pasă, se scria cu mama într-un tren, sunt eu maxim cu cea bine purtat, și trenul mergea de pe munte la înălțime și s-au trenul două. Și o parte din vagoare a văzut într-o pastă. Și femeia a zis, eu cu mama am crezut că noi a rămas în viață, datorită binecuvântării era cu Ioan. A avut mulți prigonitori, dar a avut și mulți oameni care l-au iubit. Sfântul Ioan Maximovici este rânduit și pentru faptul că s-a ocupat în mod deosebit de cinstirea Sfinților, de dinainte de schism. El s-a ocupat de răspândirea Părintelui Sfinților din Galia, dinainte de schism. Pentru că erau foarte, foarte mulți. Europa occidentală e plină de sfinți despre care cei din țările răsăritene știu puțin sau foarte puțin. Sfinți mari, făcători de minuni. Am citit o carte despre sfinții din Anglia, dinainte de schism, și am rămas, vă mărturisesc, șocat. Era un rege al Angliei, când l-am dat spune, uite, acum sfinții șapte tineri din Efes, s-au întors de bombarde pe altul. Poate știți că au fost niște tineri care pentru dovedirea mirii au rămas sute de ani într-o peșteră, zidiți de vii și după sute de ani au revenit la viață și erau într-o anumită poziție în rapă. Și când s-au dus să verifice la Constantinopol, parcă fusese luse moaștele de Efes, au văzut că Sfinții într-adevăr se întorsese la rapă de bombarde pe altul. Și asta cine spusese o lege la mirii, parcă e doar. Ori dați-vă seama, Sfinți care erau în comună cu Sfinții din vechime și despre care noi nu știm nimic, nici nu mai vedem ce să mai vorbim despre mine. Vă spun că Ioan Maximovici a știut că oamenii au nevoie de modele de sfințenie. El a fost cinstitor al țarului Nicolae, al doilea Romanov, al Sfinților Măcelii din familia țaristă, a vorbit despre cei care au pătimit în Rusia comunistă și el însuși, la un moment dat, a fost aruncat în închisoare pentru că s-a opus opinii unui clop. Și prin aceasta a devenit mărturisitor. Nu există un număr minim de zile pe care le petrece temnița ca să devii mărturisitor. Ai fost aruncat și o zi, dacă ai fost aruncat pentru Hristos și nu te-ai lepădat de Hristos, și ziua aceea te face mărturisitor. Iar alții pot să stea 5 ani în închisoare și să nu mărturisească pe Hristos și nu au un număr. O altă minune a Sfântului Ioan Maximovici care m-a impresionat a fost legată de un tânăr care a fost bătut cu niște algerieni în ajunul anului nou, primise salarul, venea cu banii acasă, și pe drum l-au prins niște algerieni, l-au putut avea curat în cap, tânărul a ajuns la spital, și înainte ca mama lui să afle, tânărul a mărturisit că noaptea venirea Sfântului Ioan Maximovici. L-a spovedit, l-a împărtășit, l-a întrebat dacă vrea bani, adică numai Dumnezeu luminase și, într-adevăr,
harisma vederii cu Duhul demonilor sunt ea maximă și știa lucruri pe care omenește nu avea de unde să le știe. Sunt ea maximă de ce este cunoscut și prin faptul că a fost un mare apărător al tradiției ortodoxe, al predanii ortodoxe, că s-au opus înnoierilor teologice și prin scrisul și prin cuvântul lui a dus mai departe predania Sfinților Părinți. Sfântul Ioan Maximul îi spunea așa: să nu ne credem mai înțelepți decât ierarhii care au înduit pravilele Bisericii și să nu ne socotim martori curați. Din păcate, în secolul 20 și în vremurile pe care le trăim, unii vor să lepe de predaniile Sfinților Părinți. Ori Sfântul Ioan Maximul, fiind un adevărat urmaș al celor din vechime, a arătat că doar rămânând în predania, doar așa poate merge pe calea mântuirii. Vă citesc câteva rânduri din cuvintele Sfântului Ioan Maxim și legate de sfârșitul lumii, dintr-o predică la Împărătoarea Judecată. Cuvintele lui sunt din ce în ce mai actuale în zilele noastre. Sfântul zice așa: înainte de sfârșitul vieții pe pământ, vor fi conflicte sociale, tulburare, războaie, foamete și cutremure. Oamenii vor suferi de frică. Vor muri din pricina așteptării nenorocirilor. Nu va mai fi viață, ci o stare chinuitoare de cădere de la viață. Va fi o cădere nu numai de la viață, ci de la credință. Însă când va veni Fiul Omului, oare va afla credință pe pământ? Și mai zicea Sfântul Ioan Maximul aici. Despre vremurile pe care le trăim, fiți atenți. Căutarea compromisului va fi o dispoziție caracteristică a oamenilor. Sinceritatea spovedaniei va dispărea. Oamenii vor justifica inteligent propria cădere, o astfel de dispoziție generală va fi susținută de o răutate plină de afecțiune. Oamenii se vor obișnui cu apostazia de la adevăr și cu dulceața compromisului și a păcatului. Și acestea sunt vremurile pe care le trăim, care oamenii s-au obișnuit cu dulceața compromisului și a păcatului. Vă mărturisesc că m-am speriat un sondaj de tot de recent, în care am văzut cât de mulți oameni spuneau că ei cred în Dumnezeu, și cât de mulți erau în același timp de acord cu avortul. Adică sondajul era foarte grăitor, arăta precis credința lor. Când în realitate, nu poți să crezi în Dumnezeu și în credarea Bisericii 30%. Ori crezi 100%, ori doar te prefaci că tu crezi. Și dacă vrem, ca Sfântul Ioan Maximul să ne ajute, noi trebuie să mergem cu adevărat pentru totul pe calea Bisericii și spovedania noastră să fie spovedania adevărată, nu să fie spovedania superficială, cum se via Sfântul Ioan Maximul, cum spunea Sfântul Ioan Maximul, cum va fi în vremurile din urmă. Cuvântul meu se apropie de sfârșit, dar vreau totuși să vă mai spun câteva lucruri și în mod special o minunea Sfântului Ioan Maximul, care m-a impresionat în mod deosebit. Duhovnicul la care mă simpătesc în Sfântul Munte, la Mănăstirea Valcopet, m-a pus în legătură cu un părinte, mi-a zis, iau un interviu, că ce-a trăit părintele ăsta e unul extraordinar, merită cu tot o cară. Și mi-a făcut cunoștință cu un părinte, cu care chiar ar merita să iasă o cară, că deocamdată a făcut doar un interviu mai lung. Și părintele acesta povestea la un moment dat cum a adus el maștul de la Sfântul Ioan Maximul. Vrea să plece în America, se duce la Irak și Irakul spune: îți dau binecuvântarea să mergi în America doar dacă aduci moaște la Sfântul, doar dacă aduci moaște la Sfântul Ioan Maximul. Și asta pare așa puțin science fiction, pentru că este greu să obții moaște de la Sfântul Ioan Maximul, deci mai ales că acesta era un lucru simplu, nu avea relație, nu avea cine avea și cred că este el cu avionul în America, din cauza unei furtuni mari, a aterizat avionul aproape de Arizona, sau în Arizona, lângă mănăstirea Sfântului Efrem, Filodeitul ucenicul Sfântului Iosif Isihar, mare făcător de mine. Și treia părintele Efrem, duce părintele acesta acum la mănăstire, vreau să vorbesc cu părintele Efrem, și starețul îi spune, părintele se trăsese numai la stareț. Starețul spune, știți, părintele Efrem e bolnav, dar tot ce vreți să vorbiți cu părintele Efrem din mine și eu îi spune același lucruri. Acesta este un refer pe care l-am auzit de mai multe ori de la prieteni care au vrut să vorbească cu părintele.
Numai că acest părinte foarte preocupat zice, au fost părinte țară, ce n-am făcut mii de kilometri din România ca să putem arta. Eu am venit să vorbesc cu părintele Efrem. Și tare de ce nu se poate, că părintele e bolnav, a venit degeaba, dar părintele a văzut prima oară cu fabrile și care stăteau undeva și a zis, stau și așa. Și la un moment dat apare părintele Efrem și spune părintele român, e traducător, spuneți părintele ăsta să meargă repede la San Francisco, că se apropie praz de vântul lui Maxim, trebuie să fie acolo. Și rămâne uimit cu părintele român, poate ajunge la San Francisco și vine și cum de la Sfântul Ioan, nu-i cu părintele, mă știu la ce stă de acolo. Și m-a impresionat simplitatea credinței acestui părinte. M-a impresionat puterea binecuvântirea lui, care i-a cerut ceva aproape imposibil, dar i-a cerut și el cu credință și părintele a adus. Nu aștept respectivele. Și mă gândeam cum rânduiesc Sfinții să ajungă moaștele lor în diferite culturi ale lumii. Poate că știți că sunt în ectare de demina 20 de ani după dezvoltarea, după moartea lui, acum moaștele întregi. L-au dezvoltat și a văzut că era întreg, dar după 20 de ani moaștele au început să se desfacă și o femeie s-a smintit. S-a zis, păi ești Sfânt? Sau nu ești Sfânt? Și Sfântul i-a arătat și a zis că vrea ca moaștele lui să fie împărțite în toată lumea. Și nu doar sunt conectare vrea asta, Sfinții mari, făcători de mult, vor ca moaștele lor să ajungă peste tot, ca să-și arate puterea, să-și arate lucrarea. Ori dacă un om din parohia asta, unul singur are credință cu adevărat, aici o să înceapă să zică oamenii, să ceară ajutorul Sfântului Ioan Maxentiu, ce au zis, vor depinde ca unui paralizat, vor avea femei care trebuia să se îndrupă sarcina, că avea sarcina extrauterină și n-a mai fost extrauterină, înțelegeți? Dumnezeu lucrează. Cuvântul meu se apropie de sine, spunându-vă să vă folosiți de ajutorul Sfântului Ioan Maxentiu și de ajutorul Sfântului Efrem. De faptul că aici aveți copia Pantanasa, icoana Izbăvitoare de Cancer, de la Sfântul Munte Atos, eu vă mărturisesc că rămân uimit cum circulă și Sfintele Moaște și icoanele Făcătoare mele Maici în Bunul, cum se împrăște toată Europa, toată lumea. Are grijă Dumnezeu că am vremuri foarte grele și binecuvântările să fie foarte mari. Trebuia să țin acum câteva săptămâni o cateheză despre minunile Maicii Domnului, pentru că primise mai bună făcătoare de minunea unui femeie care a plătimit în temnițele comuniste. Și vreau să zic părintelui, părinte, dacă vreți să se adune lumea la biserica asta, trebuie să găsiți un copil după Ioana Făcătoare de Minunea Maicii Domnului. Și cu câteva minute de cateheză mă spune cineva, auzi, când începe cateheza? La 6? Da, la 6. Eu o să întârziu puțin, dar vin pe Ioana Mare, copii după Ioana Făcătoare de Minunea Acțiune Stimbă, la Sfântul Munte Atos. Și dar vreți să nu știi lumea și donezi, până așa fel cu fluid, tu și tu pui la închinare. Să nu e că ai donat un lucru, nu? Să spun că a văzut cineva. Și icoana a venit de, aveți copie după pașta noastră, aveți mașină. Schimbați-vă vieții. Pentru că Dumnezeu ne face toate darurile cu putință. Să știți că ori eu vreau să mă cer cu Dumnezeu și să-i reproșez. Și nu găsesc și să-i reproșez. Înțelegeți? Pentru că Dumnezeu ne dă tot ceea ce ne este de trebuință ca să ne mântuim. Dacă noi spunem că e crucea prea grea, înseamnă că noi nu credem cu adevărat în Hristos. Și chiar ultimul lucru pe care îl zic, care pe mine m-a șocat, pe mine s-au plăcut pagini de maghile și sunt stânjenit pentru niște rânduri scrise de un prieten de-al meu, de scriitorul Ciprian Măcilă, dar m-au șocat, pur și simplu, care are glabii la Sfinții Scripturilor, că se apropie Duminica Sfinților Români, care sunt cinstiți și Sfinții canonizați, dar și Sfinții necanonizați, și Sfinții necanonizați sunt mult mai mult decât Sfinții canonizați, și o mulțime de mine au făcut Sfinții necanonizați de Sfințele Comuniste, despre care acest scriitor Ciprian Măcilă a scris ca un fel de declarație de dragoste, pe care o mărturisesc că după ce am citit-o, primul gând a fost să zic, băi, dau toate racele, cum aștept pe care le-am, tot, îi dau lui, pentru că el a înțeles ce înseamnă să iubește Sfințele, eu n-am înțeles. Adică eu scriu despre ei, vorbesc despre ei, dar n-am înțeles, pentru că din viața mea lipsește crucea, mie nu-mi e foame. Înțelegeți? Au zis ce scrie acest scriitor despre Sfinții Închisori.
Am citit dinaintea voastră atâtea pondace, atâtea icoase, încât rănile voastre s-au înscris cu litere sângerii în trupul meu. Am uitat de rănile mele, de foamea mea strecurată ca un șobolan culpabil mănătare, de setea mea, care mi-ar dea nemilos buzele. Am lăsat în urmă singurătatea mea, singurătatea nebunului prins în chingele cămăși albe de forță, cu viața albită de doruri, bucurii, năzuinți, prinsă în ghearele nemiloase ale destinului. Ce însemna singurătatea mea de bucurință ascunsă sub dărâmătorii în fața singurătății voastre de criptă rece, zidită parcă în veșnicie? Am călătorit cu voi în duș. Am dormit pe briciul de gheață. Am mâncat zeama mai aruncetă cu voi din gamelă. M-am îngropat cu voi sub pământ, în casinca jilabii jilabă. Dorurile voastre pentru mama părăsită, pentru soția rămasă ca o mireasă pădară noaptea nopții, pentru iubita încremenită pe marul celălalt al timpului, pentru copiii în urechile cărora nu erați decât personaje în fire de poveste, toate dorurile astea m-au străpuns de milos inima. V-am plâns nopți în șir când vă întorceați cu lucrurile zdrobite în celulă. Viețile voastre le-am scris ca un script, uneori entuziast, altor doar conștiincios, pe coala mototolită la sufletul meu. Vă port, deci, în mine, ca pe Ioană Vie. Încet să-i comentez pe numele Vesel. Ori așa noi trebuie să-l purtăm de Sfântul Ioan Maximilian, pe Sfântul Efrem cel Mare, pe Sfântul Ștefan cel Mare, pe Sfinții Rămân, pe Sfinții din vechime inițială cu Sfântul, ca pe Ioane Vie, în inimile noastre. Deci era cu cer despre Sfinții din Sfântul, noi am făcut din voi icoane și vă purtăm pe fund cu nume. Chiar aseară unii poate sunt aici la Cuvântul lui Dan Puric, la sfârșit a vorbit o persoană care fusese șeful propagandei ateie în vremea lui Ceaușescu. Și dacă l-a văzut la față, aici îmi băga mâna în foc, omul ăsta n-are nicio treabă cu propaganda ateie. Pentru mine a fost ca o lume că Hristos va birui și biserica va birui încercările prin care trăim. Eu când am citit rândul lui Ciprian Pucilor, m-am gândit zic, n-au cum să birui dușmanii oameni care poartă pe Sfinții în inimile lor. Înțelegeți? Și văzând-l pe omul acela și cu propagandă ateie, cum? Om din biserică, smerit credincios, mi se pare o chestie science fiction. De altfel, Dan Puric i-a și cerut să scrie viața, spunându-i că va face pe fața, tocmai pentru că e nevoie de astfel de mărturii. Dar mulți astfel de oameni există. Întrebarea e, noi mergem sau nu pe drumul pocăinței adevărate, pe drumul rugăciunii, pe drumul postului? Ne portăm crucea sau nu? Și dacă vom cădea pe glavii la Sfântul Ioan Maximus, la Ioana Maicii Domnului și la ajutorul Sfinților, vom ști să răspundem la această întrebare. Închei cu rugăciunea de la sfârșitul acatistului Sfântului Ioan Maximovi, la care vă rog să vă rugați și voi din suflet. Doamne Dumnezeu nostru, nu întoarce dumnezeiasca ta față de la noi cei păcătoși, ca să nu vină asupra noastră mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care toată vremea pune socotințele să vășim. Noi suntem pătimași, păcătoși și plini de răutate, iar Tu ești Dumnezeul vieții și al mântuirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răspăti după nelegiurile noastre. Și pentru că nu suntem vrednici a câștiga prin sfântuirea noastră, prin mântuirea Ta, zărește nouă, Doamne, pentru rugăciunile Sfântului Arhiepiscop Episcop Ioan, păcătorul de minuni San Francisco. Trimite-le în ajutorul nostru, așa cum ai trimis în ajutorul celor pe care i-ai ajutat în timp minunat. La vreme de foame să ne ușureze durerile prin rugăciunile sale. La vreme de necaz să ne îmbărbăteze. La vreme de ispită să ne păzească prin rugăciunile sale. Pentru rugăciunile lui dăruiește de sănătate în casă și sufletească. Și viața trăită de toată răutatea, ca din adâncul inimilor noastre cu bucurie să-i aducem laude și să sărim pe asta numele pe un veci vecilor. O, într-o toți Sfinte, Rarte, Ioan de Shanghai și San Francisco, cel ce din tinerețile tale te-ai dorit pe tine Domnului, rănindu-te de focul dragostei lui
și părăsind ca pe niște gunoaie toate deșertăciunile lumii, ai ales calea cea monahicească, urmându-L cu toată dragostea și slujindu-L ca un înger în trup, ai primit harul Său. Cunoscând îndrăzneala ta mare față de Dumnezeu și nădăjduind în iubirea ta față de neamul românesc, putezăm în rugăția Arhiereului lui Hristos, depărtează de la noi Arhiereule Sfinte prin mijlocirea ta către Domnul, dreapta mânia lui Dumnezeu, apără orașele, satele și țara noastră de secetă, de foamete, de furtună praznice, de cutremur de boli și răni aducătoare de moarte, de neînțelegere între frați, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Știi minunile tale nouăle, făcător de minuni, prin care ai ajutat mulțime de bolnavi și de necăjiți. Și credem că așa mai fost milostiv cu aceea, așa poți fi și nouă păcătoșilor. Vezi durerile noastre, vezi încercarea care ne apasă și dă-ne ușurare, vezi ispitele care s-au bătut asupra noastră din lucrarea celui rău și ajută-ne să le biruim. Ca urmând virtuților tale, Sfinte Ioane, ne încetați să sporim în credință, în toată fapta cea bună, în dragostea către Dumnezeu și către aproapele, ca să ajungem la limarul cel mult dorit al mântuirii. Și laudând până la sfârșitul veacului pomenirea ta, cu inimi curate să cântăm slavă ție Dumnezeule cel mare și minunat între sfinți, în vecii vecilor. Amin. Pomenirea.